cadru și pretendent săgetător. Haide să vedem la săgetător. În dragoste pentru luna mai. Să vedem. Ce simte acea persoană pentru dumneavoastră? Oh, o să descoperiți un secret. După acest secret, haideți să vedem dacă rămâneți împreună. Păi, săgetătorul cel mai bine. Parcă a ieșit și data trecută bine la săgetător, nu mai știu. Foarte, foarte bine. Toate visele vi se împlinesc. O să aveți familie cu această persoană. Dacă vă gândiți dacă se întoarce, se întoarce această persoană. Poate fi berbec această persoană. Taur, poate fi. Fecioară. Scorpion, mai poate fi după aceea săgetător, ca și dumneavoastră, și vărsător și pești. Pești, pești, pești sunt pești. Așa. Sentimentele astea, vise, descoperiți un secret. Ori că descoperiți că cineva vă iubește, cineva pe care nu cunoașteți, sau persoana cu care sunteți sau pe care o vreți, o iubiți, la care visați, dar amândoi visați unul la celălalt, dar parcă nu știți. Ori că această persoană e ascunsă, e secretă, nu puteți să știți sentimentele adevărate, dar o să aflați că vă iubește, că vrea familie, o să vă spună. Aici vă văd cu familie, cu noroc, cu viitor, cu emoții multe, multe emoții, romantism, romanță, dragoste, pasiune, o mare dragoste între dumneavoastră și această persoană. Nu se vede nicio problemă. Poate fi și un contract de căsătorie, dacă este și vă căsătoriți, este din dragoste această căsătorie, vești bune, poate să vă propună această persoană o căsătorie, să vă propună, dacă nu v-a propus încă, documente, mesaje care vi le primiți, cum vă propune căsătoria, scrisori de dragoste sau mesaje de dragoste, că acum nu mai sunt scrisori. Iarăși văd că în familie sau împreună o să faceți o afacere din care o să aveți mari câștiguri. Asta de bani, bineînțeles. Noroc în familie. Dacă aveți familie cu această persoană, arată că are noroc, că aveți noroc și că parcă ea are mai multe sentimente sau cel puțin așa credeți. Dar ambii aveți sentimente, ambele persoane. Recuperați o dragoste sau vă însănătoșiți relația. Poate că ați trecut prin multe obstacole, aveți succes acum în sfârșit, sunteți într-o poziție bună, dragoste, îndragoste, noroc, descoperiți că vă iubește cineva sau undeva la o școală, iar poate fi studii, pot fi... Cam asta a fost la săgetător, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.